Numim Pământul planeta albastră dintr-un motiv foarte simplu, e albastru. Această culoare este datorată faptului că mai mult de 70% din suprafața planetei este acoperită de apă, acesta fiind și motivul principal pentru care viața există pe Pământ. Dar dacă nu ar fi așa, să ne imaginăm că procentele ar fi inversate și că 71% din suprafață ar fi uscat, cum ar afecta clima? Ar mai exista oameni într-o lume atât de diferită față de a noastră? Ca să ne fie mai ușor să ne imaginăm harta, să presupunem că oceanele și pământul s-ar schimba între ele, unde e pământ ar fi apă și invers. Oceanul Atlantic ar fi continentul Atlantica. Marile lacuri din America ar deveni marile insule. Hai să spunem acestei planete Aqua. Acum să vedem ce fac oceanele pentru noi. Pământul are o climă relativ temperată din mai multe motive, iar abundența apei este unul dintre acestea. În fiecare an, aproape 60 de miliarde de litri de apă se evaporă din mări și oceane, iar în acest proces se absoarbe multă căldură. Ca să înțelegeți mai ușor, este ca și cum planeta ar transpira. Apa absoarbe căldura mult mai bine decât pământul, de aceea regiunile de coastă au o climă mai moderată decât zonele aflate în interiorul continentelor la aceeași latitudine. Acest lucru ar fi valabil și pe planeta Aqua, dar cantitatea scăzută de apă ar reduce mult efectul. Pământul reflectă căldura în loc să o absoarbă, ceea ce face zonele de deasupra lui să se transforme într-un cuptor. Chiar dacă evaporarea ar avea loc, mai puțină apă înseamnă că mai puțină căldură este absorbită prin această metodă. Chiar dacă temperaturile mai mari înseamnă mai multă ploaie în regiunile de coastă, apa ar fi greu de găsit în mijlocul continentelor. Dacă ploaia ajunge cu greu în statul Texas acum, gândiți-vă cât de greu ar fi să ajungă în mijlocul deșertului Pacific. Cea mai mare parte din suprafața planetei Aqua s-ar asemăna cel mai mult cu deșertul Sahara. Majoritatea plantelor terestre ar crește doar pe fâșii înguste de păduri tropicale în apropierea zonelor de coastă, ceea ce ne duce cu gândul la următorul subiect, atmosfera. Am învățat cu toții despre fotosinteză la școală. Plantele absorb dioxid de carbon pe care îl transformă în oxigen. Fără fotosinteză, mamiferele, păsările sau oamenii nu ar avea cum să existe. Undeva între 50 și 70% din oxigenul de pe pământ este produs de plantele acvatice. Chiar dacă algele și varecul sunt dezgustătoare pentru mulți oameni, ele sunt o parte foarte importantă a ecosistemului. Dacă majoritatea apei ar dispărea, bineînțeles că și cu aceste plante s-ar întâmpla la fel. Atunci, rezultatul ar fi o planetă cu mult mai mult dioxid de carbon și mult mai puțin oxigen, iar asta ar avea două efecte importante. În primul rând, ar fi mult mai greu să respirăm, ca și cum întreaga planetă ar fi la o altitudine mai mare de 3650 de metri. În al doilea rând, nivelul mare de dioxid de carbon ar face ca temperatura planetei Aqua să crească și mai mult. Erele glaciare ar dura și ele mai mult, iar efectele poluării pe suprafața planetei Aqua s-ar simți mai repede și ar fi mai grave decât pe Pământ. Temperaturile mai mari și cantitatea mai mică de oxigen ar avea cu siguranță un efect foarte mare asupra evoluției vieții pe planetă. În timp ce peștii ar putea să arate aproximativ la fel cu cei pe care îi știm, probabil că animale precum elefanții nu ar mai exista. De fapt, ar fi foarte puține animale mari pe Aqua din cauza cantității mici de oxigen. Așa cum e cazul și pe Pământ, reptilele cu sânge rece s-ar adapta destul de ușor la condițiile din deșert. Amfibienii ar putea exista în zonele de coastă și într-un număr foarte mic în deșerturi. Dar aceste animale ar petrece mult timp îngropate. Temperaturile din aceste regiuni de deșert ar varia foarte mult între zi și noapte, așa cum se întâmplă acum în deșerturile de pe Pământ. În timp ce reptilele și insectele ar putea supraviețui, animalele mai evoluate ar avea probleme. Mamiferele, dacă ar mai exista, ar fi foarte mici și ar trebui să petreacă și ele mult timp sub pământ, așa cum fac reptilele. Păsările, așa cum le știm noi, probabil că nu ar mai exista deloc, iar în locul lor am vedea reptile zburătoare. Animalele mai mari ar trebui să evolueze astfel încât să poată stoca apa pe care o beau, așa cum este cocoașa cămilelor. Numărul mic de plante ar duce și la un procent mai mare de animale de pradă.
Asta înseamnă că puținele ierbivore de pe Aqua ar trebui să își dezvolte mecanisme de apărare care să prevină dispariția lor. Coarnele, țepii și armura ar deveni o regulă pe suprafața ostilă a planetei Aqua. Nu vă așteptați să găsiți ceva similar cu gazelele în această lume, ci mai degrabă animale mici care să semene cu armadilo sau rinocerii. Dacă această planetă deja vi se pare foarte periculoasă, abia acum urmează partea interesantă. Până acum am vorbit despre cum ar afecta lipsa oceanelor ecosistemul planetei, dar cum ar schimba asta planeta în sine? În primul rând, zilele ar fi ceva mai lungi, dar nu asta este partea interesantă pe care v-am promis-o, ci numărul foarte mare de cutremure și vulcani. Oceanele ajută într-o oarecare măsură la stabilizarea plăcilor tectonice, iar în lipsa apei, aceste plăci s-ar ciocni una cu alta mult mai frecvent, iar ca rezultat, pe Aqua ar fi mult mai multe cutremure și vulcani decât pe Pământ. Am vorbit despre climă, animale și despre cum planeta în sine ar fi afectată, dar cum rămâne cu oamenii? Presupunând că ar exista ceva similar cu oamenii pe această planetă, cum ar fi aceste ființe și unde ar trăi ele? Probabil că nu ar semăna foarte mult cu noi. Să nu uităm că viața pe planetă ar trebui să fie adaptată condițiilor grele de aici. Pentru ca o specie să supraviețuiască destul de mult ca să devină o civilizație, ar trebui ca aceasta să aibă câteva dintre caracteristicile menționate mai sus. Având în vedere faptul că reptilele ar domina planeta, probabil că ele ar fi cele care ar ajunge să fie inteligente, iar dacă acești oameni reptilă, nu el, ar evolua pentru a supraviețui în deșert, asta nu înseamnă că ar rămâne acolo pentru totdeauna. Putem să presupunem că aceste creaturi și-ar construi case în locuri unde și oamenii ar vrea să trăiască. Majoritatea oamenilor reptili ar trăi în zonele unde există apă, în apropierea oceanelor și râurilor. Râurile ar fi foarte importante atât pentru agricultură cât și pentru transport, în timp ce ploile din zonele de coastă le-ar face pe acestea ideale pentru a fi cultivate și pentru a susține orașe mari. De-a lungul istoriei, oamenii s-au luptat pentru a controla râuri, zone de coastă și terenuri cultivabile. Deci, se poate presupune că asta s-ar întâmpla și într-o lume în care aceste lucruri sunt și mai rare. Lipsa granițelor naturale ar face ca oamenii reptilă să se răspândească mai ușor pe planetă, însă să păstreze teritoriile colonizate este ușor de zis, dar greu de făcut. Din epoca de piatră până la inventarea căilor ferate, cel mai rapid mod de a călători era pe apă. Deșerturile enorme de pe Aqua ar fi o barieră mai greu de depășit decât sunt oceanele pe Pământ. Vapoarele traversează oceanele tot timpul, dar câți dintre voi ar vrea să traverseze deșertul Sahara? Se poate face, dar nu este ușor și nici plăcut. Pe Pământ se poate spune că Sahara desparte Africa în două continente. Pe Aqua, deșerturile masive ar avea același rol. Am putea vedea civilizații pe coastele oceanului Eurasiatic, iar acestea ar putea fi chiar conectate una cu cealaltă, dar contactele cu civilizații de pe coasta Mării Nord-Americane ar fi rare și dificile. Celelalte mări ar rămâne un tărâm misterios și distant chiar și atunci când oamenii reptili ar ajunge să fie destul de evoluați. Doar când această specie ar inventa avionul, călătoriile de la o mare la alta ar deveni ceva practic și societățile care au evoluat separat pentru mii de ani ar putea în sfârșit să interacționeze. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!